Iubiți credincioși, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iar tu, pruncule, vei fi chemat prorocul celui preanalt, căci vei merge înaintea feței Domnului să pregătești căile sale. Iată, iubiți credincioși, prorocia a însuși Tatălui Sfântului Ioan Botezătorul, profetul Zaharia, dreptul Vechiului Testament alături de Simeon, alături de Simeon și Ioachim și Ana, care vine să proslăvească pe Fiul Său, cel mai mare om născut în trup, dar cel mai mare înger în trup și om născut din femeie. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau sânzienile, cum le spunem noi în termenii populari, este una din sărbătorile cele mai frumoase din timpul anului, alături de praznicele împărătești, în care Evanghelia și Biserica vestesc nașterea înaintea Mergătorului și Botezătorului Ioan, adică acelui care avea să pregătească cărările lui Hristos. Și după cum auzim de fiecare dată în Evanghelia ce se citește la Maica Domnului, și când a săltat și a auzit închinăciunea Mariei, pruncul a săltat de bucurie în pântecele ei, iar Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt cu glas mare și a zis: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Iată mamă prorociță, iată tată proroc, iată fiu proroc și înger în trup, iată adevărații slujitori ai lui Dumnezeu și slujitori ai legii. Așa cum din veac se rânduiește și așa cum din veac se știe, Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când a venit pe pământ ca să slujească neamului omenesc spre mântuire, din pronia și voia și iubirea de oameni a Tatălui, și-a pregătit cărările mai înainte și le-a pregătit prin Sfinții Săi și prin vasele alese ale Duhului Sfânt. Și ca să nu fie o mărturie mincinoasă și să vă plictisiți după o noapte de oboseală, trebuie să știți doar câteva lucruri importante. Și Moisie a vorbit cu Dumnezeu nu cu fața, ci cu spatele în muntele Sinai. Și Avram a vorbit cu Dumnezeu la stejarul Mamre, în chip de trei îngeri. Și rugăciunea Anei a fost primită în biserică, a dreptei Ana, când a născut, nu Anei care a născut pe Fecioara Maria, ci Anei, mama prorocului Samuel, căreia i-a vorbit Dumnezeu în templu. Și așa mai departe, deci Fecioarei Maria la Buna Vestirei, profetului Zaharia, deci la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, iar aceste adeveriri mai presus de fire au fost ca să se împlinească ceea ce s-a spus de atâtea ori în Sfintele Scripturi, acolo unde voiește Dumnezeu să biruiește rânduiala fire. Și așa cum mai târziu, imediat peste trei luni, avea să se zămislească la Buna Vestire, în pântecele Fecioarei, deci în pântecele Fecioarei, avea să se zămislească Iisus Hristos, deci automat, la fel și profetul Zaharia, intrând la slujba templului unde era de rând, și ca să vorbim despre ce templu, era vorba de cortul mărturiei, era vorba de acea sfântă a sfintelor, de mai târziu din templul lui Solomon, unde arhiereu intra cu jertfă o dată pe an pentru curățirea păcatelor poporului și tămâia cu cadelnița de aur. Iar acolo, în sfânta sfintelor, nu intra decât atunci când arhiereu era curat cu sânge de dobitoace pentru curățirea păcatului poporului. Dar venindu-i rândul de săptămână la templu, iată că și Zaharia s-a învrednicit să slujească și să intre în Sfânta Sfintelor. Dar rugăciunea și rușinea pe care ei o trăgeau de fiecare dată în Israel, pentru că blestemat era cel ce n-aducea sămânță în Sion, a fost ascultată de Dumnezeu și atunci a trimis pe binevestitorul său, Arhanghelul Gavril, care i-a spus: Zaharia, nu te temi. Femeia ta, deși este stearpă și bătrână, scripturile mai noi arată că erau bătrâni în zilele lor, dar alte învățături și istorii biblice al Vechiului Testament arată că avea ca la 80 și ceva de ani Elisabeta, când a născut pe Ioan Botezătorul. Iată că în momentul când Arhanghelul se arată, acesta se înspăimântează, iar Arhanghelul îi vorbește ca unui om și îi spune, exact ca la stejarul Mamre, exact ca la Ioachim și Ana, exact ca la Buna Vestire la Fecioara Maria, și nu te teme, zice, femeia ta a luat iertare și îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, iar ceea ce se va naște din tine
va fi fiu și se va numi Ioan și va avea bucurie și veselie, căci mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Deci iată ce mărturie concretă, va fi mare înaintea Domnului. Și într-adevăr mare a fost înainte mergătorul și botezătorul Ioan, după cum și într-o parte spune, de ajuns să-ți este ție mărturia Domnului. Pentru că însuși Iisus Hristos l-a vestit lumii și l-a arătat atunci când a spus, este cel mai mare om născut din femeie și înger în trup, dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, prin purtare de trup în ierarhiile cerești, fiind netrupești. Un lucru însă care rămâne mirat, că în momentul când i s-a vestit că va fi mare, iată prima mărturie în Sfânta Scriptură, în care se arată că cei trăitori și înalți cu Duhul nu vor folosi nici vinul, nici băutura amețitoare, ci se vor umplea din pântecele Maicilor de Duhul Sfânt. Deci nu predestinație și în același timp nu soartă sau destin, cum se spune la noi în obiceiul poporului, ci că așa a fost soarta. Nu i-a fost nicio soartă. Dintr-o mamă credincioasă și dintr-un tată credincios a ieșit un fiu cu adevărat credincios și s-a umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele măsii. Atunci când femeia se duce și aruncă 3 sau 4 copii afară, cel ce va ieși nu va fi plin de Duhul Sfânt, ci de dracii pe care femeia are ca patimă ea și prin necurăție și prin ucidere și prin desfrânare, iar cel ce se va naște din trânsa neascultător va fi, nesupus va fi, tâlhar va fi, hoț va fi, bandit va fi, răzvrătit va fi, necredincios va fi. Deci iată, Duhul potrivnic Duhului lui Dumnezeu se va sălășlui în pântecele murdare al femeii ucigașe. Deci nici de cum Duhul Sfânt, cel care avea să-l sfințească pe Ioan Botezătorul încă din pântecele Maicii sale. Și mulți din fiii lui Israel se vor întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Cum spunea și părintele Cleopa într-o poezie, zice, cine știe ce nășteai, om mare sau filozof sau mitropolit și pe mulți i-ar fi mântuit. Iată că într-adevăr și Elisabeta a născut pe cel mai mare proroc și pe cetuitor a celor două testamente, în care însuși Dumnezeu s-a proslăvit în lucrarea Lui. Și de veți citi prologele și vețile Sfinților, lucru consemnat în tradiția Bisericii și nu în Sfânta Scriptură, veți vedea pe larg și frumos descrisă viața Sfântului Ioan Botezătorul, așa cum el, prunc fiind la sânul Maicii sale, în momentul când a fost să-i se pună numele și toți se împotriveau și voiau Zaharia, cum obișnuim noi să punem numele tatei sau a mamei copiilor noștri, a spus, nu, Ioan se va chema, adică tunet, fulger, lumină, foc, trăsne. De ce spun lucrul acesta? Că și Zaharia, greșindu-și îndoiala, și aici vorbim de îndoială, îndoiala în credință este cea mai mare boală și slăbiciune a minții omenești, că și Moise, când s-a îndoit după toate minunile care le-a văzut, la stânca Rufidim a ieșit sânge în loc de apă, iar în muntele Nebo i s-a spus, pentru îndoiala ta nu vei intra în pământul făgăduinței. Și în același timp, mai mult și lui Aron, în clipa când a rămas să păzească pe cei ce se închinau la vițelul de aur de mai târziu, chemându-se, le-a dat voie să-l facă, deschizându-se pământul, a înghițit pe Datan și Aviron. La cei ce s-au îndoit și n-au vrut să primească Duhul lui Dumnezeu, în Sodoma cu foc, i-a pierdut în dimineață îngerii pierzând cu foc Sodoma și Gomora, în timp ce îl suia pe Lot, pe cele două fiice și pe nevastă sa, care deja se prefăcuse la Marea Moarte în stâncă de sare, pentru că îi părea rău după averi, deci se suia în muntele Țoarului. Iată ce rămâne însă un lucru minunat, că această îndoială nu l-a pedepsit pe Zaharia, ci doar temporar și vremelnic și nu veșnic. Zice, mut vei rămâne până nu vei vedea minunea cu ochii. La fel îi spune și dreptul lui Simeon, și nu vei vedea moarte până nu vei vedea mântuirea cu ochii. Și Simeon trăiește 325 sau, după alți istorici, 275 de ani până la venirea Mântuitorului Iisus Hristos, iar Zaharia rămâne mut până la nașterea pruncului, iar în clipa când scrie pe tăbliță Ioan se va chema, adică împlinind porunca Arhanghelului, în clipa aceea îi se dezleagă limba, dar ce se întâmplă? Nu vorbește vorbe de șarte, ci vorbește prorocii. Așa îi spune, zice. Iar Zaharia, zice, în clipa când a fost să-i pună numele, luând tăblița a scris, Ioan va fi numele lui și toți se mirau, dar dezlegându-se limba, i s-a dezlegat și a început să vorbească
binecuvântând pe Dumnezeu, deci vorbe cu rost și cu tâlc. Atunci toți s-au cuprins de frică și toți cei ce locuiau împrejur s-au mirat de a ajuns vestea până la Irod. La Irod a ajuns vestea acestui om care avea să fie mare și toți spuneau, zice, ce fel de prunc va fi? Ce ne-a fi pruncul acesta? Iată că mai târziu steaua care avea să vestească prin magi nașterea lui Mesia la Ierusalim, acolo unde el era în peștera cu dobitoace, stârnește mânia lui Irod, iar acest prunc Ioan Botezătorul este și el urmărit de armata romană și trebuie să fie ucis cu cei 14.000 de prunci în vremea lui Irod, iar în timp ce Zaharia mai târziu pătimește tăierea capului și uciderea cu sabia, unde curge sângele între biserică și altar ca mărturie a împetririi poporului, și în aceeași clipă Elisabeta își ia pe prunc și fuge în munte. Muntele se deschide la porunca Elisabetei, care era prorociță și cu Duhul Sfânt, și așa spun proroagele, deschide-te munte și înghite pe mumă și pe prunc. Și spune că a crescut un izvor și un finic de apă care au hrănit pe Elisabeta timp de un an de zile, până ce pruncul s-a întărit cu Duhul, apoi îngerii l-au crescut mai departe, iar ea a rămas acolo în peștera aceea tăinuită, și spune că el, crescut fiind de Îngerul Domnului la vremea potrivită, a coborât, deci a coborât, și spune mai departe că lucra. Dacă ați fost atenți la utrenie și să o vedem cât de frumos spune, zice, acesta lucrează cu râvna și cu Duhul lui Ilie. Deci iată, nu se reîncarna, ci avea aceeași dorință curată, avea aceeași putere, cum avea să o vestească după aceea și îngerul. Zice, acesta va veni cu râvna și cu Duhul lui Ilie. Deci nu va veni să-și piardă vremea cu lucruri deșarte, ci să spună ce este alb rămâne alb, ce este negru rămâne negru, prin cuvinte clare și precise. Săcuria e la rădăcina pomului, pomul rău aduce roadă rea și să taie în foc, drepte face scărările Domnului, dealurile se vor umple și văile se vor netezi și așa mai departe, deci grâul stă la jâtniță, pleava se aruncă în foc nestins. Ceea ce rămâne însă minunat din această Evanghelie, din această noapte și împreună slujire, trebuie să știm că și multe biserici îmbracă sărbătoarea acestui hram frumos, Mănăstirea Sihla, apoi Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, unde se săvârșește odată cu sărbătoarea sânzenilor, aducerea și a moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava din Polonia. Și atunci s-a unit această sărbătoare și întreaga Moldovă sau întreaga Bucovină, așa cum la adormirea Putnei, deci a născătoarei de Dumnezeu la Putna, la hramul Putnei, vin miile de credincioși și astăzi miile de credincioși din toată țara vin și perelinează la racla Sfântului, unde cinstesc și pe Ioan Botezătorul și pe Ioan Mucenic, următor aceleași nume, acelorași fapte și acelorași demnități și vitejii duhovnicești, adică bărbăția până la sânge, că și el moare tot în sânge, cu limba înțepată de acu Irodiadei și cu capul tăiat pe tipsie de sluga lui Irod, spunând, nu să cade ție să iei pe femeia fratelui tău Filip. De ce vă spun lucrul acesta? În primul rând, din Evanghelia de astăzi, rest trei învățături clare. Numai Dumnezeu este dătător de Duhul Sfânt, numai Dumnezeu este purtător de Duhul Sfânt și omul unit cu Dumnezeu, iar o familie binecuvântată de Duhul Sfânt va naște fiii în Duhul Sfânt. Iar o familie binecuvântată de patim și păcate și de slugi ale satanii nu vor naște decât pe fiii întunericului acestui veac sau acel popor destrăbălat și desfrânat pe care Hristos întreabă, până când voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Ceea ce rămâne însă minunat și frumos, rămâne faptul că Evanghelile stau ca o mărturie clară a adevărului despre învățătura mântuitoare, a venirii mântuitorului, a slujirii sfinților și a tuturor prietenilor lui care l-au slujit, începând cu prorocii și apoi cu apostolii, cu mucenicii, cu martirii și toate cetele sfinților, lucru care stă la temelia bisericii și încă o dată vă readuc aminte, nu există mântuire afară de biserică și nu există niciodată cale de întâlnire cu Dumnezeu afară decât prin jertfa sfinților sau prin viața mucenicilor sau prin puterea Duhului Sfânt. Pentru că însuși Iisus Hristos a spus, mă duc la Tatăl și vă trimit Mânghietorul, care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Dar acest Mânghietor, ați văzut cum se agonisește. Bătrâni fiind, cinstiți fiind, drepți fiind, veneau și slujeau la templu, iar când Harul lui Dumnezeu a binevoit ca această femeie stearpă și bătrână să nască prunci,
Și ce rămâne de mirare că atunci se doreau prunci și acum nu se doresc, dar ce rămâne de mirare că atunci și o babă bătrână dorindu-și pruncul a primit, iar acum o mamă tânără fie că și-l dorește, dar are îndoială și nu-l primește, sau fie că îl primește fără de credință și nu știe ce să facă cu el și-l aruncă afară. Deci Evanghelia de astăzi este în primul rând Evanghelia familiei creștine plină de Duhul Sfânt. În primul rând Evanghelia de astăzi este Evanghelia mamei creștine plină de Duhul Sfânt. Este Evanghelia Tatălui creștin plin de Duhul Sfânt și pe deasupra slujitor în biserica creștină. Deci nu rămâne de mirare atunci când vedem că vine o pedeapsă sau o plagă a lui Dumnezeu peste casă, peste biserică, peste familie, peste oraș și societate, pentru că vine din lipsa Duhului Sfânt. Atunci când agonisim pe Duhul Sfânt și acesta nu-l luăm decât din taine și din biserică și din potir și din lucrarea lui Dumnezeu, noi dăm răspuns de toate cele ce am greșit și în loc să spunem că acesta este prunc și este slujitor a celui preanalt, noi ne-l facem idolul casei, îl creștem în prostie și îl creștem în neputință și în slăbiciuni omenești, ne bucurăm când înjură, ne bucurăm când fumează, ne mândrim când curvește, ne mândrim când nu muncește, ne pare bine când este șmecher, dar în același timp răutățile se răstoarnă ca bumerangul în fața noastră, că la bătrânețe te miri de ce societatea se plânge de azile pline de bătrâni și te miri de ce societatea se plânge de străzi pline de bolnavi, de săraci, de ciunci, de orși și de tot felul de schiloz, care n-are cine să-i îngrijească. Ce au rodit la tinerețe, își culeg la bătrânețe. De aceea și prorocul Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie și adevărat slujitor al Harului și al Duhului Sfânt și primul și întâi ucenic slujitor al lui Iisus Hristos și înainte mergător, devine în același timp profetul, trăitorul, prevestitorul, împlinitorul și săvârșitorul a tuturor celor spuse de el. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Și n-am botezat decât pe cel pe care am văzut deasupra lui Duhul Sfânt coborându-se în chip ca de porumbel. Deci nu toți l-au văzut. Cine vrea să vadă Duhul Sfânt, trebuie să trăiască în Duhul Sfânt. Cine vrea să se unească cu Duhul Sfânt, trebuie să trăiască în Duhul Sfânt. Și încă un mesaj care poate fi transmis la sărbătoarea Sânzienilor este ca fetele să-și arunce o rugăciune spre Ioan Botezătorul și nu usturoi pe sub pierne și flori de sânzieni. Să-și arunce o psaltire sub capcă insuflată de Duhul Sfânt și să-și pomenească prietenul dacă este parte de căsătorie și nu să uite în găleata cu apă aruncând din el și oglinda să vadă fața celui care o va pălmui sau o va ghigosi atunci când va fi soție. Trebuie încă un lucru pe care îl lasă Ioan în ziua mesajului de sânzâiene, că dacă în fața lui Hristos, în pântecele mamăsei fiind, s-a închinat și a săltat de bucurie și noi în viață trăind și în viață fiind, când auzim de glasul lui Dumnezeu, să salte în noi inima de bucurie și de veselie în vecii vecilor. Amin. Vă sărbăm dreapta, Părinte. Într-o pom-